Well, hello! Ce mai faceți, dragilor? Ce mai ziceți astăzi, în această zi minunată de primăvară? Da, a venit primăvara! Yay! Și chiar temperaturile reflectă asta, dar nu suntem aici pentru meteo, cu toate că eu vă dau meteo de fiecare dată. În primul rând vreau să-mi cer scuze pentru lumina care e cam... E momentul al zilei, când au plecat copiii la plimbare și pot să-și filmez, dar soarele îmi bate direct în fățău dacă îl las în camera asta. Și așa că am tras la perile, am făcut întuneric, cum ar fi, și am pus lumina artificială, că asta este, cu asta lucrăm. Ce facem astăzi? Facem un haul. Ce fel de haul? Un haul măricel, culmea. Un haul cu de toate. Un haul chiar și cu skincare. Dacă reușesc să pun la final ce skincare am mai primit, o să vi le arăt și pe acelea. Dacă nu, asta este, probabil că vor fi în alt clip, deci nu vă supărați pe mine. Depinde cât mă lungesc cu parfumurile, că normal, sunteți aici mai mult pentru parfumuri. Și am ceva, hai să vă arăt eu, cutia asta în care le-am strâns eu pe ele, sunt aici, da, mie că le dărâm. Și sunt parfumurile din februarie, final de februarie și început de martie. Început de martie zic asta, dar va fi pe toată luna martie, pentru că nu mai am de gând să cumpăr alte parfumuri. Sunt într-un no buy, sau cum se zice, adică nu mai cumpăr. Cam o lună jumate. Să sperăm că mă țin de cuvânt. Să sperăm. Pentru că, da, este dificil. Dar am altele pe care aș vrea să dau bani, tot pentru mine. Dar nu parfumuri, tot chestii pentru sufletul meu. Dar am zis, hai să fac o pauză. O să înțelegeți de ce, cred. Și să... Nu mai iau parfumul ăla mai scump pe care mi-l luam eu în fiecare lună sau, mă rog, whatever. Și să... Să-mi iau peste o lună, o lună jumate ceva cu adevărat pe care mi-l doresc și pe care l-aștept de ceva timp. Și să nu mai iau alte nimicuri pe lângă, care se strâng, adică nimicuri însemnând alte parfumele. Bine, nu zic că nu o să am de la Dubai Collection, probabil de acolo o să mai am, poate o să fac un haul numai cu Dubai Collection data viitoare, pentru că de acolo am de gând să mai iau câteva lucruri și acolo am și credite și pot să fac asta pe credite, deci nu e buying, să zic așa, deci nu îmi încalc jurământul, da, jurământul, wow, ce dramatic e tot. În fine, o să încerc. Dacă nu reușesc, vă anunț. Hai să vedem, să intrăm în pâine, că deja au trecut 5 minute sau cât au fi trecut. Nu știu când trece timpul ăsta, atât de repede. Trece, o să trecem mai timp pe cele de la Dubai Collection, cam 3, 4, 5 de la Dubai Collection și vreau să le trecem în revistă, să vi le arăt. Vă spun ce am testat, ce am reușit să port, cum mi se par ca first impressions, pentru că nu pot să vă spun mai mult de atât. Bine, la niciunul din ăsta nu pot să vă spun că l-am purtat nu știu cât timp să-mi dau seama. Deci e un fel de first impression, mai ales că am un blind buy de nișă. O să ajungem și acolo, un blind buy de nișă. Deci, am zis că nu mai fac asta, dar se pare că luna martie asta am făcut. M-am dus rapid-o și pac! O să vedeți, o să vedeți. Hai să intrăm în cele de la Dubai Collection. În primul rând le-am pe astea două. Pe care le-am luat în a doua comandă, am dat două comenzi, da. Prima am dat-o știind foarte bine ce vreau și pe urmă a doua a fost ceva de genul, am văzut că au revenit pe stoc și am zis, am regretat când nu le-am luat, când erau pe stoc și le-am ratat, nu știu cum, și uite că tot au venit la mine. Vorbim de Paris Corner Cair Pistachio, cum s-o pronunța, dar cred că e pistachio, dacă e să o luăm pe italienească, adică fistic, asta înseamnă pistachio. Hai să vedem cum arată, că arată într-un mare fel și acesta. Nu pot să zic că forma mă termină, dar îmi place culoarea. Îmi place culoarea sticlei și da, e interesant. N-am ce să zic, e cam... sultănească, așa, ca să zic așa, uitați, zici că e capul unui sultan aici, acolo mă duce pe mine cu gândul, dar miroase, mamă cum miroase, trebuie să-l încerc pe acesta undeva, hai să-l încerc așa, pentru că știu că o să am mai multe de încercat și vreau să-mi las pielea liberă. E foarte frumos, e un ceai de fistic
mai mult, după mine. Destul de dulce, dar nu atât de dulce încât să te facă să zici, da, n-o l-aș purta niciodată vara. Nu m-aș vedea că-l vara, totuși, dar acum primăvara eu zic că e ok. Se face mai pudrățel și mai săpunos odată ce stă pe piele. Să zicem că are fistic, dar nu e fisticul ăla la care vă duceți voi cu gândul. V-am zis, eu mai mult un fistic mai ceios, dacă pot să-i zic așa, și dacă înțelegeți ce vreau. Știu ce copiază, știu ce vrea să copieze de fapt, dar mie mi se pare că ăsta face o treabă ceva mai bună. Da, îndrăznesc să zic asta, pentru că am mirosit originalul. Acela de la Kayali, cel verde cu fistic, nu mai știu exact cum se numește, tot pistaciu, tot ceva pe acolo. Are un nume un pic mai complicat, cel de la Kayali, dar știți la ce mă refer, e o nouă lansare și toată lumea a nebunit după ăla. Eu l-am mirosit și am rămas, sincer, nu. Nu l-aș fi luat pe acela pentru că mi se pare că pentru cât hype pare, nu, it doesn't deliver, adică nu îmi dă ce-mi trebuie mie. Și acesta, să știți că e mai aproape de ce îmi imaginam eu că ar fi acest parfum cu mult fistic, cu înghețată de fistic, că asta, la asta se laudă cei de la Kayali, că ar fi înghețată de fistic. E bine, aici nu e chiar înghețată de fistic, e un soi de... Da, să zicem că o înghețată, dar ceva mai topită de fistic. Așa vreau să zic. Și zic asta pentru că recent am mâncat niște clătite siciliene cu înghețată de fistic și înghețata aia se topise așa peste clătite și avea o aromă și mirosea într-un fel ca acest parfum. Și da, și culoarea vă duce cu gândul acolo, zic, culoarea e preferata mea la această sticlă. Și ca persistență este mediu. Nu pot să zic că te duce în, nu știu, 8-12 ore. Nu, hai să nu exagerăm. Dar ține mai bine decât originalul de la Kayali, care pe mine fugea imediat. Nu știu, poate pe alte persoane nu s-ar fi comportat așa, dar pe mine papa era după nici măcar o oră. Era papa, adică era atât de light. O fi fost plăcut cu pară și cu ce se mai lăudau că are și înghețată de fistic și vanilie probabil și altele. Acesta, ia să căutăm și la acesta notele, să vă spun rapid ce note are de pe site, normal. Și v-am spus deja ce simt eu, cât persistă și hai să vedem și notele. Avem aici notele fistic, da, înghețată, da, și bergamotă. În inimă are pară mușcată lăcrămioare. Nu pot să zic că simt nici pară, nici lăcrămioarele prea bine. Și în bază, da, are ceva mai dulce, boabă tonka mă gândeam, sau o vanilie, ceva pe acolo, vată de zahăr și marshmallow, adică probabil un compus chimic, super chimic, care miroase în aer ca bezelele. Mă duce cu gândul la Love Dumbishai? Nu pot să zic asta, dar e ceva mai pudrățel, să zicem așa, cum e Love Dumbishai, adică rămâne pe piele mai pudrățel, dar mai spre curat, ca să zic așa. Și... v-am zis, partea foarte efervescentă, foarte dulceagă, așa e la început, fisticul e la început, pe urmă se mai cumințește pe piele, dar oarecum e normal, cam asta fac toate parfumurile. La început sunt cele mai efervescente, mai bombe dulci, mai, cu toate că acesta nu e o bombă dulce, da? Asta este sticla, foarte interesantă, hai să o punem aici și să vedem ce am mai luat. Aici am și un ulei, că știu că l-am băgat în cutie. Da, m-am mișcat un pic, îmi cer scuze. L-am băgat în cutie ca să vi-l arăt împreună cu parfumul. Aceasta este cutia și parfumul este Mango Punch. Da, normal, nu sunt eu mare, nu pot să zic că sunt mare fană nota de mango. Știm pe cineva, pe Raluca, care e mare fană nota de mango. Eu nu sunt chiar atât de mango, trebuie să-mi iau. Este făcut după Mango Skin și am zis hai să-l încerc. E interesant, numai că acest mango are un subton. De fapt, toate parfumurile cu mango, inclusiv Mango Skin, dar acela e făcut un pic mai altfel, are nu pot să explic asta. Are un aer de fruct tropical, dar știți cum mai miros fructele tropicale și un pic ca... Nu vreau să zic ca transpirație, dar înclină un pic de tot într-acolo, cum sunt și coacăzele, tot pe acolo. Și de asta am eu o mare problemă cu mango, toate că acesta este super efervescent, nu miroase transpirație,
Se duce un pic acolo, că toate fructele astea se duc sau mă duce pe mine cu gândul că am eu o problemă, dar el miroase foarte efervescent la început, extrem de plăcut. Îl dau. Și aici mi-am luat și uleiul, ca să știți, au revenit uleiurile astea de la Oud Darabi, London, de la Rogue. Rogue fac niște chestii foarte mișto și e foarte, foarte summer vibes, foarte cocktail cu mango de vară, pe acolo. Și e foarte efervescent, destul de in your face la început și vreau să zic că l-am avut și pe o bluză. M-a ținut pe bluza aia foarte mult timp și pe piele ține surprinzător de mult timp acest mango punch. Nu mă așteptam să dispară imediat, cam așa sunt astea fructate de vară, dar uite că Mango Punch m-a surprins și e tot de la, da, tot de la Paris Corner Emir și copiază bine Mango Skin. Nici unul nu se duce acolo, hai să nu mai, nu știu, să nu mai facem comparațiile astea sau aș putea să le fac, desigur, dar întotdeauna ar avea de câștigat originalul, după părerea mea. Foarte puține cazuri, cum a fost cel cu fistic, vi l-am arătat mai devreme, să zicem că depășește originalul, sau pe pielea mea cum e originalul, dar acesta nu pot să zic, despre acesta nu pot să zic același lucru. Mango Skin rămâne Mango Skin, dar în combinație cu uleiul, astea două fac niște treburi pe pielea voastră foarte interesante. Deci uleiul îl potențează, dar și îl face să stea și mai mult pe piele. Și este, uleiul se numește Mango, atât, Mango scrie pe el. S-ar putea să-l mai găsiți pe site, dacă îl mai găsiți și îl doriți și veți și o reducere, LA05, nu uitați. Vă pun și în descriere ca să aveți în caz că, nu știu, n-ați fost atente sau ceva, vă uitați în descriere. Da, Mango Punch, I like it a lot, îmi place foarte mult, m-a surprins foarte mult și l-am tot purtat și cred că la vară o să întind mâna spre el. Este un mango care îmi place și îl văd purta și primăvara și vara, nu știu, nu, iarna nu prea are sens, dar dacă sunteți iubitoare de mango, eu zic să-l încercați pe ăsta, măcar să luați un decant, că știu că cei de la Dubai au decanturi și vă spune el singurel ce poate să facă pe pielea voastră, adică nu trebuie să vă spun eu. Cumpărați-l sau nu-l cumpărați sau nu știu ce. Eu sunt aici doar așa ca să vă spun părerea mea și să vă faceți o idee dacă sunteți în asentimentul meu și știu că câteva sau mai multe au cumpărat parfum pe baza unor gusturi asemănătoare cu mine și a fost un succes, adică toată lumea a zis că nu a dat rateuri, dar trebuie să ne și potrivim cumva la nas și la cine place și asta zic, că dacă vedeți că nu prea ne potrivim, nu știu dacă e o idee bună să vă duceți acum să luați sticla mare, că a zis Luminița că îi place. Vă zic, testați și iar testați acolo unde puteți, desigur. Bun, hai să îl punem și pe acesta, hai să las cele de designer la final și mai am 3, da, 3, de la By The Collection și vreau să vă arăt cutiile astea, că sunt ceva, uitați-vă ce culori avem aici, ce interesante sunt, da. Cred că sunt cele mai frumoase cutii de parfum pe care le-am văzut și da, eu nu sunt genul care să păstreze, dar cutia asta așa care pare astrală, o păstrez și astea sunt niște culori demențiale, dar da, cred că păstrez doar una. Că nu, n-am spațiu, din păcate. Hai să vedem ce avem aici. Trecem prin ele așa mai rapid, dar trebuie să vă arăt cum se deschid. Ba, ba, bi, bam. Stați așa. Nu. Se deschide așa ca o carte. Așa. Pac, 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 pac. Am să nu pice parfumul în asta mie. Și punk. Vedeți cât de frumos. Chiar au făcut treabă bună, adică n-am ce zice, cutia asta e o cutie lucrată minuțios, frumoasă, nu este, cum să zic, kitsch, nu este prea mult, nu este prea aurie, prea nu știu ce, deci cutia asta chiar îmi place și sticla. E foarte interesantă cu acest degrade, mie îmi plac degradeurile, nu pot să zic că mă mor, dar nici nu îmi displace acest juvaier alb strălucitor.
Și forma lor, bine, forma lor inspirată după cele de la Boadicea, sau Boadicea, cum s-o pronunța, toate astea rotunde, acolo mă duc cu gândul. Și cam așa arată. Aici arată așa. Și cred că asta e fața. Și se numește An, adică 1. De la Norstag, nu? Da, Norstag Expressions. Cred că este gama. Și ea se numește An. 1. Hai să zicem numărul 1. Și este inspirat după Legem Tigar. Doamne, ce detest acest nume, I don't know why, dar detest numele de Legem Tigar. Am o mare problemă cu Legem Tigar, tot numele ăsta, nu știu de ce îmi sună, și mai bine zic Tigar ca să nu mă enervez singură. Da, e acel citric bombastic fantastic care ține ceva pe piele. Este masculin Tigar, dar se poate purta și de femei. Acesta este, cred că, unisex catalogat și e genial. Dintre toate, vă spun, v-am arătat cel mai mult, care îmi place cel mai mult, este acesta. Și vi l-am arătat primul, că na. Hai să dăm pe... Nu știu, mie îmi place că e stilul acela mai masculin, mai fresh, mai... de vară, dar nu e doar un freshy de vară care zboară de pe pielea ta în secunda 2, pentru că cu acesta, dacă te dai 3-4 pufuri, să zicem, te acoperi bine de tot și te ține bine de tot toată ziulica. Deci acesta are persistență, e totul acolo, ca miros și ca tot. Dacă vreți, ne uităm și la note, dar na, ca să fie, că v-am spus cam unde se duce, în ce direcție. Uite-le, An. E 225 de lei, e mai scumpuț, dar merită. După bulgarii Tigar, și i-au scris Tigar, ce bine, ce nu, tot numele. Și are așa, grapefruit, citrice, grapefruit, mandarină, are ambroxan, ceea ce îl face probabil să persiste mai mult. Note lemnoase, deci e un citrat pe o bază lemnoasă, genul, nu știu, Marsera Cedra Boisée, ceva de genul pe acolo, este și Tigar, doar că Tigarul e mult mai strong, după părerea mea, decât era sau a fost vreodată Cedra Boisée de la Marsera. Bun, și arată cum arată. Hai să trecem și pe restul, care a fost al doilea în comanda asta, a fost acesta, care este numărul 3, Trois. Hai să-l desfacem, dar nu vrea să se desfacă, și să vă arăt ce drăguță este sticla. Oare la ce vă duceți cu gândul când vedeți această culoare? E verde la acesta fistic? Oare vă duce la ceva cu gândul? Dar nu, nu e. Nu e ce credeți voi, nu e pistacio gelato sau ce-o fi. Da, de la Caiali parcă era așa pistacio gelato, dar mi-am amintit acum. Nu, este pentru Louis Vuitton un dupe, și anume Imagination. Cred că acesta este cel de la Imagination, dar ca să nu spun prostii, mai bine mă uit, pentru că cred că așa am reținut culorile, după culori. Da, acesta este după Imagination și nu cred că mai e pe stoc. Dar din câte știu mai aduc, deci mai verificați stocurile cât e posibil să aveți noroc, eu așa am făcut. Da, e cedru, bergamotă de Calabria, portocală siciliană, neroli tunisian, ghimbir nigerian, scoțișoară de Ceylon, ceai negru chinezesc, ambroxan, oliban, lemn de gaiac. Foarte, foarte mișto notele, adică îmi plac cam toate, și într-adevăr se duce spre Imagination destul de mult. Adică aproape că l-au copiat perfect, dar știți cum e, nicio culoare nu e perfectă. Eu l-am purtat ceva timp pe Imagination și mi-am făcut o idee. Imagination e mai, vreau să zic că înclină bărbătesc, clean, genul ăla curat, cămașa albă, proaspăt ras, știți, genul ăla de bărbat care miroase așa. Cred că ați mirosit și voi atâția bărbați care miroase așa. Numai că are eleganța lui Louis Vuitton și persistența, deci. Chiar dacă e atât de fresh, chiar dacă e atât de plăcut mirosul, nu dispare de pe tine. Cel puțin cu Imagination am stat ceva pe mine și am fost surprinsă cât de mult ține.
Ei bine, nu pot să zic același lucru despre Troa de la Norstec. Pentru că mirosul e plăcut, mirosul e acolo, mirosul e 99% acolo, cu originalul, numai că nu are persistența care să, să completeze toată imaginea. Acesta este al doilea preferat al meu, cred, dar aș fi vrut să fie persistența acolo unde trebuie. Dacă ar fi să-mi iau ceva de la Louis Vuitton, cred că ar fi Ombre Nomad, pentru că acela este bombastic, fantastic și cred că merită banii. Dacă ar fi ceva din categoria fresh, îmi place și Oraj, îmi place și Afternoon Swim, îmi place și Imagination, desigur, dar cred că m-aș duce ori în Imagination, ori în Pacific Chill. Și Afternoon Swim e iar drăguț, dar Pacific Chill cred că mi-a plăcut mie cel mai mult și mă duce cu gândul acolo la mi-am imprimat un prieten imaginea asta la coasta de azur, ceva pe acolo, te plimbi cu mașina, e genul ăla italienesc perfect pentru zona aia și acolo e poveste, acolo se desfășoară acțiune. Și acest Imagination nu știu, m-ar duce cu gândul mai mult la un bărbat, v-am zis, aranjat, se duce la birou, iese în oraș, îl ține toată ziua, e și fresh pentru birou, nu e supărător, dar te ține până seara și dacă mai aplici și seara, îl potențezi. Deci Imagination are cum să te ducă acolo. Din păcate, Troa de la Norstec te duce cu mirosul, dar se duce și abandonează la capitolul persistență. Din păcate, asta este. Și sticla e interesantă, culoarea e mișto. Are legătură cu originalul, da, și originalul era un turcoaz lichidul, parcă sau sticlă, nu mai știu cum e la Louis Vuitton. Cred că și lichidul e colorat, dacă nu mă șel. Și da, să zicem că l-a copiat mai puțin forma, că forma te duce în altă parte, dar toate au forma asta, deci ce să facă și ei. Dar la capitolul persistență, v-am zis, nu m-a convins. La fel și acesta, care este... Ce număr avem aici? 4. Adică 4. Ana, toată lumea știe ce înseamnă 4. Și arată cam așa. Foarte, foarte interesantă sticla. Cred că totuși asta e fața? Sau nici nu știu. Nu, cred că asta e fața pe care scrie numele, dar pe spate mi se pare foarte interesant acest medalion care vă orbește și vorbește și aceasta. Dar sticla asta nu e mată ca sticla verde. La verde mată, asta este transparentă și asta este după Afternoon Swim și îmi place foarte mult și acesta, dar aceeași problemă are și anume persistența, că na. Aici n-au putut să facă ce trebuie, adică lui Vuitton dai banul, dar e un freshie cel, nu știu, Imagination sau Pacific Chill sau Afternoon Swim, oricare din astea sunt freshies, dar țin, cel puțin Imagination, v-am zis, Ține bine de tot. Acesta are ceva mai mult bergamot, mandarin, grapefruit pe acolo la greu, dar e tot în direcția aia. Numai că îl vezi mai mult purtat într-adevăr la piscină, vara, vacanță, chestii de genul ăsta și nu la, nu știu, o cămașă albă tot vara purtată cu mâini suflecate, știți, genul acela de bărbat super bine îngrijit. Mandarină, cum a zis, portocală, siciliană, bergamot, are foarte multe citrice și cam atât. Nu mai are, nu știu, partea lemnoasă, partea mai elegantă, e mai mult pe partea fresh și atât. Cel mai echilibrat, după părerea mea, mi se pare totuși tigar, dar e și mai puternic. Dacă vreți să ieșiți în evidență cu tigar, cu cel făcut după tigar, adică 1, Norstec 1, ieșiți în evidență. Dacă vedeți ceva de birou, e ok și Troa, cel în culoarea fistic, care e după Imagination. Dar m-am zis cum stă cu persistența și cel mai fresh de vară, de piscină și de așa mai departe, e după Afternoon Swim lui Vuitton. Și este acesta, acest catră, care este foarte plăcut, dar din nou este fix cum te aștepți, un freshie care nu persistă. Bun, hai să trecem la
la parfumurile astea, mainstream, nu mainstream, și de designer, și de nișă, ce am eu, care să nu fie de la Dubai Collection. Primul rând, un ghiolan. Se putea să nu mai îmi pun eu în colecția 10-a sticlă sau a câta o fică, nici nu mai știu. Cred că e a 10-a totuși. De aqualegoria, așa nume, Bosca Vanilla. Arată cam așa, e sticlă nouă. Eu nu cred că am mai luat din astea noi. Cel puțin, nu, varianta forte nu am niciuna. Cu eticheta asta aurie, așa. Bine, sticle de aqualegoria s-au mai schimbat. Au același design cu fagurile acestea, dar au avut ba fundițe, ba altfel eticheta, ba altfel chenarul, ba nu știu ce. Și forma a diferit un pic, un pic de tot, dar tot cu acest stup, era să zic de al mine. Acest fagure pe el. Gen B-Battle cu clasica albino aici. Bun, aceasta este o vanilie pe care am purtat-o de când am luat. Credeți-mă că l-am purtat ceva și se vede. Deci îți vine să te dai cu el. Deci îți vine să te dai cu el non-stop și peste tot. Și prin... Îi face așa o ploaie, că e cu alegoria totuși, dar e foarte, varianta foarte. Este o vanilie... În stilul Guerlain, dar în stilul și aqualegoria. Adică nu e, nu te duce, nu știu, la vanilia din Angelique Noir, dar e ceva altfel decât tot ce vezi acum în magazinele gen Sephora și Douglas. Mai ales pe partea de vanilie, m-am plictisit. M-am plictisit de vanilie cu caramel, vanilie cu lămâie, gen Lyra. Câte copii Lyra n-am văzut în ultima perioadă și vă zic, vreți Lyra, luați-vă Lyra, Lyra is the best. Nu vreau să fiu luată ca o snoabă, că vai, e Serjov și nu știu ce. Credeți-mă, le-am mirosit, credeți-mă, am vrut să-mi placă toate mai mult decât Lyra, că au preț mai bun, dar nu. Nu știu, ce mai era? Cela cu inimioară de la Dolce & Gabbana, scapă. E tot o copie după Lyra. Am mai fost și eu la o lansare și acolo m-a frapat o clonă, să zicem, de Lyra, că până la urmă se vede clar și cine a mirosit parfumurile astea simte clar care e inspirația din spate, adică poate să danseze în jurul subiectului cât vor ei, dar tot cine știe cunoaște și se duce acolo cu gândul și zice clar, da, e același tip de ADN. E bine, Bosca Vanilla nu e chiar așa. M-a surprins cât de, nu știu, altfel mi se pare și n-am mai mirosit ceva asemănător de mult timp, nici de la Guerlain, nici de la niciun alt brand de parfumuri. Hai să-l dau pe piele, dacă am desigur unde. Și să-l mirosim un pic. Lăsăm un pic așa să... Nu știu, e o vanilie tipic Guerlain, adică simți semnătura Guerlain, dar nu e nicio aqualegoria foarte, foarte fresh și foarte light, foarte apoasă, pentru că e varianta forte și ține ceva pe tine. Nu pot să zic că ține toată ziua, hai să nu ne amăgim, dar pentru cele care doresc o vanilie care nu e nici foarte grea sau... intoxicantă, să fie prea de iarnă, dar nici, v-am zis, prea ușoară, prea fleeting, cum zic în engleză, prea, nu știu, fuge de pe tine în secunda 2, cum zic eu. Vă recomand să încercați Bosca Vanilla, cred că găsiți și în Sephora și în Douglas, peste tot, cred că le găsiți pe acesta, că acolo l-am testat și știam ce-mi cumpăr și da, nu regret, mai ales că l-am luat la 125, că trebuie să fie în linie cu celelalte sticle, nu puteam să-mi iau la 75. Și da, când l-am luat, l-am și folosit mult timp și mi se pare un parfum pentru iubitoarele de vanilie bun de toată ziulica, adică fie că te duci la birou, fie că mai pe seară ești pe undeva, fie că e iarnă, că e vară, chiar și vara cu acesta m-aș da fără probleme. Nu este atât de, nu știu, intoxicant, știți, vanilia aia grea pe care nu poți să o porți vara. Și eu vanilie ușor lemnoasă, un pic mai fresh, mai luminoasă, așa, mai solară.
Știți parfumul ăla Orange Soleia sau ceva de genul ăsta? E bine, aici era un fel de Vanilla Soleia, ceva de genul ar trebui să se numească acest parfum. Nu știu dacă Bosca Vanilla e bine, dar cred că are legătură normal cu vanilia utilizată aici, dar e o vanilie solară, chiar este luminoasă și parcă radiază așa și te simți bine, te simți ușoară, niciun caz nu te acoperă așa ca un voal greu, adică dacă vrei genul acela de vanilie, există atâtea vanilii pe piață că de unde să încep. Dar dacă vrei ceva diferit, Bosca Vanilla, încearcă-l, desigur, și s-ar putea să te îndrăgostești cum am îndrăgostit eu. Hai să trecem mai departe. Să vedem, să vedem ce o să ia. Da, o să vă zic de asta. Și ce mi-am luat eu în martie, vreau să zic, nu, în februarie, da, deja în februarie, pentru că trebuia să fie de Dragobete sau Valentine's Day dat de cineva și am făcut comandă cu acel cineva de pe un site, de pe site-ul Maser, adică, și mi-am luat acest Amore Cafe. Și cred că a venit până pe 14 februarie. Deci da, a fost clar în februarie. L-am luat pentru că numai acolo, pe site, au aceste sticle de 60. Și nu m-aș fi vrut o sticlă mai mare, adică sticla de 120. Cu toate că eu restul la Masera le am de 120, dar nu mai vreau, nu mai pot cu ele. Știu că ar trebui să le iau ca m-am luat cu alegoria. Dar la cu alegoria e altceva, e o mini-colecție. Piticii mei pe cap. E, aici avem o cafea, un afogato, sau cred că așa se pronunță, sper că n-am pronunțat și nu-mi săriți în cap, adică cafea cu înghețată, știți, expresul acela cu o cupă de înghețată, na, de vanilie, de obicei, cred că e, băgat în el și bei și e super interesantă senzația, e bine, asta e un parfum, care asta, la asta te duce cu gândul. Amore Cafe de la Masera, l-am mirosit prima dată, tot așa, după un eveniment, eram în mall în Băneasa, am trecut prin Obsentum și l-am mirosit că l-aveau. Și am rămas, wow, I need to have this, I need to have this, și mi-a rămas pe creier și am zis, eu nu, până nu dau comandă, nu mă liniștesc, știți cum e, genul acela de nebunie. Și da, l-am purtat și pe acesta destul de mult. Haideți că, nu știu, nu mai știu unde să-l dau. Cred că-l dau undeva pe aici, pentru că e destul de strong, uleios. Mamă, cum e asta? Asta este de departe, nu de departe, dar acum, din ce mi-am dat, eu pe mine, cel mai strong, cel care te acaparează. Nici nu trebuie să-l miros aproape de piele, că gata, știu ce miroase. Și miroase fix, cum v-am descris, este o cafea, nu pot să zic prea, nu e atât de gurmandă sau atât de greoaie, dacă îl comparăm cu, nu știu, Montal Intens Cafe, de exemplu, nu, nu are niciun caz trandafirul ăla din Montal, deci n-are nicio treabă cu trandafirul ăla metalic așa din Montal sau nici Ristretto. Nu te duce cu gândul la Ristretto, că nu, și Ristretto are ceva metalicos și trandafiricios pe acolo. Adică are un trandafir și Ristretto, dar mult mai multă cafea față de Intens Cafe. E bine, Amore Cafe de la Masera nu te duce acolo, dar nu e nici cea mai, nu știu, non-gurmandă cafea. Adică nu te duce la Acro Wake, care mie mi se pare cea mai non-gurmandă cafea. Adică o cafea mai afumată, mai, nu știu, foarte bine rumenită așa. Cafea bine rumenită și mai afumată. Și atât, fără lapte, fără nimic, asta este Acro Wake. E, aceasta are ceva lapte, care are și înghețata de vanilie și cafeaua. Nu e nici cea mai dură cafea, dar nu e nici cea mai dulce cafea. Tinde un pic, desigur, spre partea dulce, dar e o cafea cremoasă, foarte interesantă, ceva ce nu mai am în colecție. Cumva mă duce cu gândul și la vechiul YSL. Da, zic asta pentru, nu știu, vanilia, cred că din ea mă duce acolo cu gândul la vechiul YSL Black Opium, cum era înainte, dar mai Masera style, știți, și cu această notă de înghețată, această cremozitate dată de înghețat. Foarte, foarte interesant Amore Cafe, nu numai că interesant, dar s-ar putea,
nu că s-ar putea, 99% pentru iubitoarele de cafea, să le placă. Depinde ce cafea doriți, desigur, dacă știu câteva persoane care nu vor cafeaua aia dulce, dacă nu vor cafeaua aia dulce, 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 nu le-aș recomanda acesta sau niciunul din cele enumerate de mine, poate Acro Wake e mai pe acolo, dar am auzit și persoane care zic de Acro Wake că ar fi dulce, mie nu mi se pare că e o cafea dulce aceea, dar acum depinde de percepție și de cât de iubitor de cafea ești, că poate iubitorii de cafea vor numai cafeaua și acesta nu e numai cafea, ca să știți de la început. Bun, puteți să-l mirosiți pe acesta în absent, îmi dați un nas și vedeți și spuneți și mie dacă l-ați mirosit, cum vi se pare. Ca să pun și cutia și săculețul și toate aici, sunt toate aruncate și să vedeți ce am primit eu ca main perfume, parfumul meu ăla, cumpu și de nișă. Și anume, Sora Dora, yes. I-am luat mandorle de la Sora Dora și cam așa arată. Hai să scap de chestia asta și să vă arăt cutia. Caz că nu știați, vine și cu o cârpuliță care e și ea cu Sora Dora pe ea, tot ce trebuie. O să ștergi ochelarii, dar o să ștergi parfumul, pentru că știu de ce. O să lăsați numai amprente pe acest parfum. Ia tot așa. Hai să-l ștergem un pic așa, ca să arate bine. Mă așteptam ca, nu știu, el să fie ori mai mare, nu știu de ce. În toate clipurile mie mi se pare mai mare, dar poate am luat eu varianta de, da, sigur, am luat eu varianta de 50 și poate acela era de 100. Și capacul mi se părea mult mai de o tentă de marmură, adică imită marmura. Și da, și în realitate, dar parcă nu e chiar așa de multă marmură, adică adoream vinișoarele astea să fie mai albe, în fel, nu contează, contează cum miroase, hai să vedem. Mi-am păstrat aici un loc special, da, nu m-am dat cu nimic aici, ca să încercăm mandorle de la Sora Dora. Mamă, cât m-am putut să mă dau, da. Stați un pic. Asta, nu. Dintre toate, tot ce v-am arătat până acum, le pășește pe Amore Cafe cu mult acest mandorle. La capitolul miros, la capitolul intensitate. Acum, ce așteptări aveam eu de la mandorle și ce am primit? Pentru că l-am luat blind. Never gonna do that again. Nu zic că nu e bun, nu zic că nu place, nu zic că nu o să-l folosesc, dar cumva nu mă așteptam să semene atât de mult cu parfum pe care l-am deja. Și nu cred că sunt singura, pentru că am mai văzut ceva pe acolo, oameni care spun seamănă cu Cherry Punk. Da? Cherry Punk extract, ce am eu, rum 1015 cât e. Și mi se pare că nu că e cam redundant să l-am și pe acesta sau să am și Cherry Punk, dar mi se pare că sunt tot de acolo și aș fi vrut să simt mai mult poate romul acela, că mă intriga și mă atrăgea ideea de mamă, un parfum super delicios, așa, mâncabil, cu rom, cu chestii dulci, poate. Nu știu, aveam chef de chestii dulci să fie pentru iarnă, așa. Bine, iarna a trecut, da, na, nu mai contează. Și mă izbește în ăsta prima chestie, pielărie. Știam că are o pielărie întoarsă sau ceva, dar mă gândeam că e mai soft. Eu pe asta puneam baza, că e mai soft. Și da, se simte și caramelul, parcă de la amigdalele alea pe care sigur le are, pentru că se numește mandorle. Eu simt mai mult, mă duce cu gândul la cireșe, dar știți că e o chestie. Amigdalele cu cireșele în parfumerie cumva se pot confunda. Și de asta zic că trebuie să-mi corectez gândul de a zice cireșe cu piele întoarsă, cum e Cherry Punk. Și acesta este piele întoarsă, dar o piele întoarsă destul de puternică, cu ceva rom, cacao, ce mai are, caramel și migdale. Heliotrop clar are ceva care să te ducă acolo cu gând. Totul pe o bază lemnoasă, cu vanilie, cu boabe tonka și totul ar trebui să fie delicios, dar nasul meu rămâne blocat pe nota de piele, cel puțin la început, și trebuie să mă resetez cumva. Adică nota de piele trebuie să o știu că se va mai stompa și va fi mai ușor de ignorat și apoi reiese într-adevăr delicioșenia, care este combinația asta de heliotrop cu rom, cu cacao, cu
caramel, cu toată, tot amestecul ăsta care pare delicios și îți lasă gura apă. Și asta am și vrut. Și am căpătat asta, dar la început m-a surprins, v-am zis, cât de tare se simte pielăria aia, care mă așteptam să fie o piele întoarsă soft și atât. Cel puțin din ce am auzit și de la alții, nu mi-a dat impresia că pielăria ar fi chiar atât de evidentă în acest parfum. Dar m-am zis, dacă îi dați timp, pielăria aia se transformă. Mai ca la început, într-adevăr, mă deranjează un pic, nu mint. Dar asta e, trebuie să las să-și facă el procesul pe pielea mea și ajunge unde trebuie și mai ales că persistă bine de tot. Deci la faza cu persistența n-au exagerat deloc oamenii când au zis că mandorle de la Sora Dora chiar este bombă. Nu este o bombă care să proiecteze, cred că, foarte mult în jurul tău, atât de mult încât să zici te miros de la 5 km distanță, nu cred. Nu l-am purtat atât de mult în, nu știu, în aglomerație ca să-mi dau seama, sau afară foarte mult și trebuie să-l mai port, dar da, persistența este 10 din, hai 9 din 10, hai să nu-i zic 10 din 10. Mirosul, v-am zis, era ce trebuia, dacă nu insistau atât de mult pe piele pentru mine, cel puțin, nu că nu-mi place nota de piele, îmi place, dar m-a dus prea cu gândul spre Cherry Punk și am vrut pentru banii ăștia și pentru faptul că e de nișă și e parfumul meu ăla cel mai scump, să nu mă ducă neapărat cu gândul gata, e spre un parfum pe care l-am deja, mă cam deranjează chestia asta, ceva de genul, nu mai vreau să se suprapună cumva mirosurile să fie la fel, dar e inevitabil în ziua de azi când toate parfumurile, parcă toate parfumurile s-au făcut deja și acum avem numai amestecături între ce s-a făcut deja, adică chestii noi, nu prea se redescopere parfumeria decât dacă ne ducem spre lucrurile mega făcute în laborator și da, normal că avem acolo de toate cele, putem mirosi a marshmallow și a caramel sărat și a chestii pe care înainte nici nu, la care nu visam, adică înainte erau floralele și lucrurile din care poți obține un miros în mod natural sau cu procedee, dar nu strict în laborator, strict substanțe chimice. La asta mă refer. Bun. Deci, succes. Sora Dora, până la urmă, e un succes, cu toate că nu mai fac eu chestia asta blind, adică a fost la limită. Și Amore Cafe e un succes. V-am mai spus de la Dubai ce mi-a plăcut, și anume acesta care, după Tigar, Lejem Tigar, și acest Mango Punch mi-a plăcut foarte mult, și acesta, Cair-ul, care nu e pe aici, pe undeva, și Cair Pistachio mi-a plăcut mai mult decât original. Deci cam asta este rezumatul, în caz că nu v-ați uitat la tot clipul. Nu mai am, de când mostrele astea două, fapt am patru. Am două de la Mancera, aveam patru, dar am mai dat două. Black Noir și Off the Wild. Off the Wild e drăguț, e fructat, dacă nu mă înșel. Black Noir nici măcar nu l-am mirosit, nu, e frică. Și de la Nicolae a venit la pachet cu mandorle, pentru că am cumpărat de la Niche Parfumerie. 50 ml Niche Parfumerie. Musc intens de la Nicolae și Caravan Serai. Caravan Serai intens mi-a plăcut cel mai mult pentru că are cardamom. Musc intens e bine că l-am mirosit pentru că îl găsisem la 30 ml sau ceva genul ăsta la un preț rezonabil și mă gândeam să-l iau fără să-l iau blind. E Nicolae, e Patricia din Nicolae, adică mă gândeam că na, e pe acolo, eu sunt iubitare de ghelan, deci am mirosit câteva de la Nicolae, dar uite că musc nu-l mirosisem în magazin și am avut ocazia. Nu pot să zic eu musc de care nu pot să mă lipsesc, adică am atâtea muscuri în colecție și muscuri mult mai bune decât musc intens de la Nicolae. Și așa că de ăsta o să zic pas, pentru că e prea săpunel, prea nu spune nimic, prea așa. Dar în schimb Caravan Serai intens cu acel cardamom chiar mi-a plăcut și dacă ar fi să-mi iau ceva de la Nicolae în momentul de față, cred că ar fi asta. Dacă l-aș găsi la 30, desigur că altceva nu o să iau mai mare de atât. Hai să vă aduc și skincare-ul și pe urmă am terminat, da? Hai că acum trecem pe scurt în revistă ce am primit la capitolul skincare. Primul vreau să vă arăt un parfum, că tot vorbim de parfumuri aici. Vorbim de
bezon olfactiv. De când am fost la ele la eveniment, n-am mai făcut un haul sau ceva să vă pot arăta ce am primit de la ei într-un goodie bag foarte mișto făcut. Evenimentul a fost organizat cu firma, bine, prin cumva parțial, din câte știu, cu firma Anei Mariei Tăctucu de la Beauty Barometer și ea face o treabă foarte bună la organizarea evenimentului. Adică nu am ce comenta niciodată când organizează ea ceva, știu că va fi cum trebuie. Și avem aici din gama Le Pheromone Ménage à Trois. Ok, Maison Olfactive și-au făcut o lansare cu o insuliță în Mall Băneasa, la etajul 1, dacă mă înșel, vis-a-vis de magazinul Adidas. Cred că acolo e, nu știu prea bine mallul acela, că nu e mallul meu în care mă duc prea des, dar uite că am tot fost cu drumul pe acolo. M-a invitat Ana Maria și m-am dus cu mare drag. Pentru că mi s-a părut interesant și conceptul. Maison Olfactive e făcut de aceeași persoană care a făcut și cosmeticele de la Imar Skin, dacă nu mă șel. La skincare sunt novice, sunt foarte nouă, nu prea le știu pe toate, nu știu toate firmele, deci nu. Dar pe mine m-a interesat partea de parfum. Aici pot să zic că am întâlnit acea clonă Lyra. Le-am zis direct și lor că mi se pare că miroasea Lyra de la Serjov și că e destul de evidentă treaba. Acum, multă lume îl iubește pe acel adulter și mie îmi place adulterul, mi s-a părut interesant, dar mă duce clar cu gândul la Lyra și din acest motiv nu văd de ce l-aș avea, pentru că l-am deja pe Lyra, deci n-are sens. Dar acest Ménage à Trois e foarte interesant și foarte... acum simt... la trămizor simt flori de portocal. O avea, nu avea. E foarte... Pot să zic sexos? Pot să zic, îmi dați voie să zic sexos? Ménage à Trois asta, da, cu toate... Da, te duce cu gândul acolo la o posibilitate, la nume, la chestii, la... Înțelegeți ce vreau să zic? Da, și am intrat pe site. 450 de lei este varianta de 50 de ml pentru Maison Olfactive Ménage à Trois. Dar știu că mai există și varianta mai mică, dar nu știu exact cât era, parcă era 100-200 de lei. Așa mi-au zis și fetele de acolo că există pe site varianta asta, le-am primit-o și eu. Și avem așa, Dry Wood, Floral Amber, Soft Floral. Specificații, avem așa, Iasomie, Bergamotă, Tuberoză. Da, eu am zis Neroli, în fine. Iasomie, bergamotă, tuberoză, floral, de pe acolo. Vanilie, șofran, miere, iris, tirax. Note de bază, ambră, ud, benzoin, labdan și piele. Da, se simte o pilărie, se simte udul. Nu pot să vă mint că nu e atât de ușor udul acela, dar asta îl face interesant, după părerea mea. În combinație cu Iasomia, bergamotă, toate florile albe, la atomizor, dacă îl miroși, jur că e... o iasomie cu neroli, nu chiar tuberoză, deci tuberoza nu mi iese mie în evidență în acest parfum. Poate vouă o să vă iasă, dar de obicei pe mine tuberoza nu mă păcălește, adică când e un parfum cu tuberoză îl simt și nu prea îmi place. Dar în acesta nu pot să zic că îmi displace dacă e acolo, e o prezență mai subtilă sau e amestecată cu Iasomia, care îmi place clar mai mult dintre florile albe menționate. Și avem miere, iris, șofran, toate notele astea foarte bogate și pe o bază de wood, pielărie, de nu știu, benzoină, de ambră, e foarte interesant și într-adevăr e, nu știu, e captivant, e sexy, e pe acolo, e pentru o noapte mai specială, nu știu, zic și eu. Și da, numele cu feromonii pe mine mă lasă rece, adică știu că asta e o chestie de marketing, că ține, adică atrage lumea, dar pe mine nu mă atrage chestia cu feromonii, dar e doar așa o chestie că au vrut să facă și ei mai multe categorii și asta e din gama cu feromoni. Dar asta nu înseamnă că chiar au feromoni aceste parfumuri, deci nu intrăm în discuția cu feromonii parfumuri, că nebunesc. Bun, hai să vedem ce am mai primit de la ei. La materie de skincare am primit două seruri foarte interesante. Sunt, nu știu, de la un brand
care ei colaborează, presupun, de la Beauty Ceutic. Și am intrat pe site și am văzut că au niște prețuri aceste seruri foarte măricele, după părerea mea. Nu sunt cele mai mari în niciun caz, adică nu sunt Sisley sau eu mai știu ce, dar sunt măricele, dar au calitate. Adică eu le-am testat pe Ten și am ștat ceva și le-am tot testat și am zis, hai că poate mi se pare mie, hai că... Dar mi se par altceva decât tot ce am testat în materie de serul. Și mi se pare mișto ideea asta. Avem serul ăsta de bază, formula de bază, care poate să fie folosit și ca ser normal de față. Adică are, nu știu dacă vedeți, are o textură ca un soi de cremă ceva mult mai light. Nu e chiar serul acela lichid, dar în schimb vine cu acest ulei, zic eu, că e un soi de ulei ca textură. Și avem colagen și colagen, proteine și peptide în acesta și se face așa. Scrie și pe cutie 3 pompițe din astea și o pompiță din asta și se face o magie acolo și jur că nu mai aveți nevoie nici de cremă. Deci eu azi sunt dată cu ele două pe față, după ce m-am spălat și normal, și n-am mai simțit nevoia de cremă hidratantă pe care mi-o puneam pe deasupra. De obicei, na, când mă culc seara, mai pun și o cremă hidratantă pe deasupra. Dar acum ziua mi s-a părut că e suficient și mi-e place ideea asta. Să fie suficient și să nu mai mi-aplic atâtea smacuri, că știți cum sunt eu. Și la capitolul smacuri vă mai arăt că mi-am luat și eu un set de la Mara Blue și o să-mi schimb rutina de skincare, că acum e cam, na, e cu CeraVe, e cu mai multe și vreau să fie totul de la Mara Blue. Adică ce am aici? Am și aici un ser pe care îl folosesc, cred că la vară, că o să fie mai ok ăsta decât ce am eu de la Beauty Ceutic. Mi se pare că ar fi prea mult pentru la vară, nu știu, o să vedem. Avem crema, care e intens hialo, intens cream, e pentru ten normal și uscat, că se pare că am zone mai mult uscate decât grase, toate că la mine e mixt. Și am și o spumă de curățare și îmi place că este spumă și vine așa. Și crema asta, îmi place la ea, trebuie să vă arăt. Știam asta. Am luat setul la o reducere și m-am bucurat că l-am prins la o reducere, că îl doream de mult. Vine așa, foarte bine arată. Vedeți? Apăsați și iese fix cât trebuie ca să vă dați pe piele, pe față. Nu mai mult, nu mai puțin, fix cât trebuie. Eu am o problemă cu chestia asta, câteodată folosesc prea mult, câteodată prea puțin. Și asta mă ajută și este și igienic. Mi se pare că e super igienic. Adică... Bine, îmi plac și cele cu pompiță, care mele cu pompiță, cum sunt, nu știu, cele de la CeraVe. Știu că am una acum de la CeraVe, care e cu pompiță și aia mă ajută. Nu pot să zic că mă omor după cremele clasice, alea de cu degetul sau cu spatula. Și vă mai arăt ceva, pentru că sunt machiată cu ea acum și am zis să vă arăt, pentru că am fost super impresionată de câte ori am folosit-o. Mamă, dar vorbesc cu această paletă nouă de la Boys & Berries. Știți că eu vă laud calitatea acestor farduri de la Boys & Berries. Prețul e mai mult decât decent și calitatea e pentru... Ar trebui să dai bani mai mulți pentru ce calitate este aici. Și avem crushed berries pentru mov, normal că am luat pentru mov, stați că v-am orbit. Pentru aceste tonuri de mov, da, nu este foarte distractiv acest ambalaj, dar nu cred că puteți observa. Deci ăsta, movul ăsta, îl am acum pe ochi. Este superb. Deci paleta are o calitate, și dacă puneți mâna pe această culoare, e atât de untoasă și atât de frumos se așează pe plete, pe ploape, am vrut să zic. Bun, cam asta a fost, am terminat pentru că m-am lungit destul de mult. V-am lăsat, v-am pupat și ne vedem la următorul clip, care va fi despre bebei. Mai am ca sigur că l-am deja filmat, semi-editat, deci trebuie să apară. Utile pentru bebei. Look out for that, o să vedeți că o să urmeze cele, mai ales care urmează să deveniți mame și nu știți cu ce să mănâncă, poate vă ajut cu ceva, poate, sau poate vă faceți o idee, sper să nu vă încurc mai mult decât, na, sunteți deja stresate, deci n-are sens să vă mai stresez și eu, dar poate vă ofer acolo niște informații utile. Bine, v-am lăsat, v-am pupat, ciao, ciao!